Selgros te invită să deguști o mâncare delicioasă alături de o discuție savuroasă. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Politică și delicatețuri. Scoaterea lumilor din haos. Selgros, prietenul nostru. Ceapă, verde, roșii. Miros bine. Un dovlecel. Bun și ăsta. Ne jucăm cu el mai târziu. Mi-am luat ultimul meu instrument cu care injectez oarece și plante și fructe și animale. Astăzi intru în concurență cu o mare figură a medicinei române și nu numai, un doctor care a devenit celebru după ce a căzut din cer. Radu Zamfir. Sunt niște fete la bucătărie, admiratoare de ale tale. Una dintre chestiile care, nu știu dacă ajută în meserie, dar probabil că a ajutat așa, reclama aceea, că a fost o reclamă, nu? Cu căderea avionului. I-am luat-o ca pe un eveniment care a fost în viața mea. Și nu, sigur, glumesc puțin, pe asta este, știi? Dar e clar că de atunci lumea a rămas cu imaginea unui doctor care, deși prăbușit, de la câți metri s-a căzut atunci? De la... Vreo 4.000. A avut forța, curajul, tenacitatea, așa, să își facă meseria, știi? E o chestie nemaipomenită. Probabil că multă lume a crezut că vei termina cu chestiile astea, cu aventurile, dar eu am aflat că te duci cu motocicleta la Cannes. Adică cel mai departe până la Valencia, dar am fost și la Cannes. La Valencia. Nu că nu te lași. N-ai căzut niciodată din motocicletă, nu? Ba da. Ba da. Te așez pe masă aici să văd dacă... Dar știți cum e, cum se zice despre motocicliști? Se împart în două categorii. Cei care au căzut și cei care n-au căzut încă. Am un puișor de ăsta micuț pe care o să-l injectez. De aia spun. Am un amestec aici foarte bun. Ai voie să guști? E puțin rom cubanesc cu portocală. N-are ce să-i facă rău, știi? Asta, înainte de operații, ce se bagă în vena pacientului? Anestezice. Îl anesteziem în piept, cu puțin trebuie băgat mai adânc, așa? Puțin propofol. Așa. Îi bag puțină zeamă parfumată în general, pieptul de pui e destul de fad, așa. Eu nu mă omor după, nu prea gătesc, îmi plac copanele de pui și mai ales chestiile astea, inutilitățile, aripile, târtița, cel mai tare, așa. Bună târtița. Așa, deci îi bag puțină zeamă parfumată înainte. E clar că va crește calitatea cărnii. Da, am rămas cu acest obicei. Cum văd un pui care are probleme, îi fac o injecție, îi bag niște substanțe, droguri ușoare. Am niște castraveți de la cetate foarte buni. De ce sunt foarte buni? Pentru că sunt murați în apă de izvor. Eu am acolo, în mijlocul viei, lângă portul cetate, pe un deal, un lac cu izvoare. Și murez toate legumele în apa aia de izvor. Pentru că dacă faci cu apă de chiuvetă, având clorul și nu știu ce, atacă. Evident, nu e nici sănătos și nici gustos. Nu gătești acasă. Eu am veleități mai mult de gratar agiu. E bun și e un început. Da. Da. Și niște idei fixe am, în materie de gătit. Am înțeles că ai două fetițe? Da. Și stau pe lângă tine când gătești? Sau nu?
E mult spus, gătesc. La grătar, tată, da. Păi nu, ba pui grătar acolo, ungi puțin carnea cu puțin ulei înainte, sau nu, nu... Ba da, cu o slănină... Deci o faci la... Da. Și... Deci băgăm în puiul cu pricina niște bucățele de usturoi, pentru că din totdeauna când eram tânăr scriitor, am stat 5 ani la Mogoșoaia, la Casa de Grație, că n-aveam casă în București, și ca orice copil sărman venit la Slobozia, am locuit chiar la Palatul Brâncovenesc. Era o casă de grație acolo, eram Marin Preda, cu care am prieten, Fănuș Neagu, Sânziana Pop, Teodor Mazilu, niște figuri importante ale literaturii. Lângă Mogoșea, puțin înainte, era un restaurant unde se mânca pui la ceaun cu mujdei și cu mămăligă, așa. Cum se făceau puii respectiv? Se luau puii și se aruncau într-un ceaun mare cu untură și cu ulei și urmau mujdei și mămăligă. Era foarte simplu. Mâncărurile simple, uneori, sunt mai bune decât alea complicate. Așa. Îl băgăm ăsta să sârie. Bun. Am terminat cu puiul. O să fac alături de pui o chestie care se mănâncă mai puțin în România și nu înțeleg de ce. Asta nu știu dacă știi ce e. Linte. Linte, bravo. Un frumos început pentru un viitor bucătar. Trebuie să mai știi lucrurile astea de ABC. Cum și eu am pretenția de la cea mică să recunoască vaca, rața, când le vede. Am recunoscut și eu lintea. Vreau să fac acum, să pun acest pui pe un pătuț de linte și fac o mâncărică de linte, cea mai bună și cea mai simplă. În orice mâncărică trebuie să pui ceapă și dacă mai ai și ardei copți, puțin vin, nu-ți mai trebuie nimic așa. Și zeamă de portocală, că la mine a devenit o obișnuință. Când am citit vechile cărți de bucate de la 1900, era un capitol cu linte, ciorbă de linte, mâncărică de linte, linte cu măsline, linte cu... Se făcea... Deci lintea era ca și fasolea. Spre se de fasole, e o legumă mai finuță și mai ușoară. Pun și ardeiul copt și până mă pun și lintea, care este fiartă. Există linte la conservă, dar există și uscată pe la toate supermarketurile. De fapt, linte uscată, cea mai bună e undeva la obor. Există un magazin cu chestii de-astea orientale, așa. Cărțile de bucate după 1950 nu mai aveau capitolul linte. Nu se găsea linte în România. De ce dracu li s-a pus pata comuniștilor pe linte? Nu înțeleg, știi? Taicătu, care a fost o mare figură, gătea și el, așa? El... ultimul... Adică a fost, este, că trăiește, este, câți ani are? În viață, are 74. 74. Ultima dată când ne-am apucat să facem ceva, am rămas noi cu o compoziție de chiftele, așa, în care am pus mult whisky în ele, așa, și le-am condimentat prea mult, dar au ieșit bine. Păi, am experimentat noi ce, da, apropo, da, de chestia cu alcoolul. Jucați-vă! Da. Știi, jocul pe care copilul de-aia e fericit, că se joacă. Maturii uită să se joace, din păcate. Dar bucătăria îți dă posibilitatea să te joci. Cum mă joc eu acum, cu injectând portocală în acel puișor, făcând, mă rog, chestia asta cu lintea asta, încerc să o reabilitez în ochii românilor. Știi că e extraordinară. Și o să punem lintea să se prăjească și ea puțin. O să pun după aia și puțin vin. Deci o mâncărică de linte. Simplu de tot. E și ieftină. Culmea e că lintea e mai ieftină aproape decât fasolea. Fasolea a ajuns un lux, nu știu de ce. Românii nu mai cultivă fasole. Cea mai bună fasole acum e aia adusă din Egipt. Deci am pus ceapă, ardei copt. Ardeiul copt e mai bun decât ăla doar prăjitul, fiindcă prin coacerea aia pe grătar, îi dă drumul la niște mirezme acolo, foarte interesant, știi? Ca să fie bun înainte de a pune niște vin în pahar, să dau musafirului meu,
Mi-au dus pahare de vin roșu. Nu contează, asta e la noi, la țară merge. La mulți ani. Sănătate, la mulți ani. Pare bine că te văd. Beau vin cu moderație, conduc foarte mult și nu apuc. La lintea asta, deci, i-am pus așa. Ceapă, ardei, vin, portocală și roșii. O să pun aici tot soiul de mirodine. Am un amestec de coriandru, piper, roșu, ce mai e, busuioc, cimbru. Am pus și asta, mai pun vin. Vinul poate fi băut și de copii, dar numai în sosuri, pentru că îi dispare alcoolul și rămâne numai lucru plăcut din vin. Adică mireasma și gustul nemaipomenit. Când văd vinul ăsta alb, mă gândesc la un niște midi în sos de vin alb. Midi în sos de vin alb, da. Adică scoici, nu midi, scoici. Scoici, scoici. Păi da, midile alea. Eu fac, există și midi care merg pe mâncarea românească. Sigur că vreau să fac din midi românești. Au un mic defect că au mai mult nisip, nu știu ce naiba, sunt sălbatice. Trebuiesc lăsate o oră în apă dulce după ce sunt culese. Da. Și scuipă, și scuipă nisipul. Da. Da. Scuipă are o chestie. Eu tot am... Odată am ținut o conferință, m-au invitat niște medici despre durere, știi? Și există teoria că artiștii numai prin durere creează capodopere, așa. Și eu am spus, domnule, nu e adevărat. Arta e o formă de vindecare a durerii, pentru că și scoica în care pătrunde firul de nisip, nu asta din Marea Neagră, ci aia care produce perla, nu produce datorită durerii, ci ea vrea să se vindece, adică firul ăla de nisip care o înghimpă și o înțeapă acolo, ea îl îmbracă într-o formă, face o mică capodoperă, o perlă, știi? Și dispare durerea. Deci este o formă de tratament al durerii, scuica, nu un fruct al durerii neapărat, nu? Da. Am dreptate? Da. Sau zici din politețe? Să știi că eu am obiceiul că vorbesc eu prea mult, dar o să tac când o să guști puiul și aia și vreau să te aud să-mi povestești despre lucruri, despre biografie, că lumea probabil știe, mă rog, despre... marele chirurg și câte ceva, dar poate aflăm lucruri noi, nu? Cine știe? O să stăm jos, o să bem un par de vin, o să punem puiul acesta, îl mai întoarcem încă o dată. Dacă deci... știam ce se pregătește, luam ceva de cusut să-l coasem. Ce rău îmi pare, știi? Colaboram, știi? Da. Că mi-ar fi plăcut să-l cos, poate mi-aduce un act de la... chirurgical, da, și niște sfoară de aia fină, că, da, sau să găsește aia. Pentru că, într-adevăr, eu am băgat în el, am băgat usturoi și castraveciorul acru. Bine, e bine că castraveciorul acru prăjit e foarte bun, știi? Și usturoiul se domolește în... Un prieten de-al meu care a lucrat pe vas de croazieră, da, a venit odată când eram noi în concediu la mare. Ce să mai, ne-a dat peste cap cu ce a făcut. În 3 zile a făcut 3 feluri diferite. Într-o zi a făcut curcan umplut la crustă. În altă zi a făcut un pește tot așa la crustă. Și în prima zi a venit cu niște hribi. I-a adus el de Moldova, pe Valea Prahovei. Că Moldova, da, sunt, da, mai, da, cu hribi. Și a făcut o mâncare de hrib cu tot ce-i trebuie, ce să mai... Și gătește în continuare să-l invit odată. Asta, știi ce, e un medicament, e dulceață, poți să guști. E dulceață de ardeiuți, dar numai în Oltenia și mai ales la Calafat, acolo cresc asemenea ardei care nu sunt foarte iuți, nu? Simți, adică are, da, 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 au și un parfum, le rămâne parfumul... Așa, o să mai pun puțină portocală peste linte. Mirodine am pus și o să pun și câteva linguri de ardei iute, de dulceață. Nu e foarte iute. Deci ardeiul iute conține mai multă vitamina C decât lămâia.
că mulți oameni se feresc, aoleu, iute, mă, dar nu, nu e adevărat. Eu am întâlnit un bătrân la cetate, care cu ce crezi că trata hemoroizii amărăților din comună, care n-aveau bani să-și ia medicamente. Făcea el un soare cu ardei iuți pisați și cu râzi. Băi, ăia pe care îi trata, toți ziceau, domnule, face bine, că aveam un prieten, un șofer, și avea probleme, că orice șofer stând pe scaunul ăla... Boală profesională. E o boală profesională. Și domnule, l-a tratat moșul ăsta, știi? Ia că doctorul a râs, dar este o realitate. Sunt tot soi de... Păi cred că era ca în bancul capra, bagă și capra, bagă și... Acum și scoate-le, da. E mai da. Bine, da. Poate frica aia că o să-l usture, știi? Da. Eu am văzut la obor unul care vinde ardei iuți și își făcea reclamă, scria... Luați ardei de la taica, ce ustură și la intrare și la ieșire. În imaginația colectivă, el este o figură, un cascador, un nu știu ce, și vorbește mult. Nu. Probabil nici în timpul operației nu vorbește. Eu, în timpul operațiilor pe care le fac și a injecțiilor, vorbesc uneori chiar prea mult. Suflă puțin așa și gustă din mâncărica de linte. E, are și puțin... Ar mai merge un pic de sare. Ar mai merge, nu? Că eu nu pun sare pentru că mulți oameni au această problemă și zic, bă, sare mai poți să adaugi, dar nu mai poți să o scoți din mâncare, știi? Da. Foarte bună. Condimentată suficient. A fost ceva ce cred că nu am mai mâncat. Bun. Asta e gata. Am mai pus și portocală. Roșiile sunt aproape gata. Bun. Hai să punem în... Îmi place să mănânc lucruri gustoase, chiar dacă sunt prăjite, chiar dacă sunt cu ingrediente, să le zicem, nesănătoase. Dar eu cred că nu contează neapărat ceea ce mănânci, ci contează cantitatea. Stai să scurgem totuși puțin de ulei. Hai până acolo să... Mergem la niște domni care gâdilă frumos arcușul și vocea și aștept, fiindcă am vorbit numai eu aici, să mi te confesezi. Gata, la luptă! Întâi, la mulți ani. La mulți ani. Pe urmă, fiindcă eu am obiceiul să vorbesc prea mult la bucătărie, acum aș vrea eu să tac și să ascult ceva din biografia ta romanțată. În meseria de chirurg, de medic, a avut importanță faptul că bunicul tău a fost medic? Adică s-a moștenit genetic sau, mă rog, mental această poveste? Genetic, cred că nu. Dar mi-aduc aminte când... Îl admirai pe bunicul tău? Sigur că da. Îmi spunea, cel puțin când eram mic, îmi spunea niște povești vânătorești. Vânătorești. De stăteam ore în șir, gura căscată. Uh-huh. Îmi povestea cum a fost în Africa, nefiind în Africa. Adică, cum a fost în Africa. Am pușcat inventa un leu. Chestia? Da. Am pușcat un leu. L-a pus în spate. Am pușcat o girafă. Iarăși, da. Cred că... Și erai fascinat de... Da, stăteam așa, gura căscată și îl ascultam, nu-l întrerupeam, sau poate așa, cu moderație, îl întrerupeam să-l mai întreb ceva detalii. Dar cred că îi sunt dator să merg la un safari la un moment dat. Deci, ia câtă, faptul că bunicul lui îi povestea lucruri de-astea, aventuri, nu știu ce, nu numai că ai luat meseria, dar și gustul aventurii, nu? Că faptul că te duci cu motocicleta, pleci așa de izbeliște... Nu de izbeliște, plec la câte un congres chirurgical... Dar mergând la un congres chirurgical, tu mi-ai povestit o dată că cea mai interesantă mâncare pe care ai gustat-o vreodată a fost la 15 metri adâncime. Cum e aia?
Da, deci cred că e cea mai exotică. Deci nu numai că ai căzut din cer pe pământ, dar ai mai căzut și sub apă. Deci practic și... Scuba diving. Scufundări. Scufundări. Știi că există o pasăre, se cheamă scufundac. Da. Scufundări cu butelie și cu... Și cu moderație, pentru că e un mediu destul de ostil. Dar e... Dacă treci de această barieră care e spre fața apei, vezi un univers care nu e accesibil. E oricui. Clar, da, da. Vezi lucruri, vezi relief pe care nu-ți imaginai că poți să-l vezi de jos în sus. Acolo am mâncat, cred că, cea mai exotică mâncare, să-i zicem, vreodată. Era un dive master belgian, care avea o engleză mai franțuzită, așa. Am zis că engleza lui e de vină. Că nu... Ce înseamnă dive master? Dive master, adică eu în contextul în care aveam... Eu nu știu, eu am făcut franceza de baltă, știu, chelcășos de bigi-bigi, ce mă apel Mircea Dinescu, am făcut rusă vreo 14 ani, nu știu, dar eu, din fericire știu copiii rusă, mei și foarte bine. Rusă, și da. Așa. Dar engleză n-am făcut deloc și nu mai pot să învăț, da. Numai adică pe lumea altă. Practic un ghid. Un ghid local de... care știe locurile unde se pot face scufundări. În scufundări, da. Un meșter în scufundări, da. E, și cu meșterul ăsta, inițial mi-a zis, vezi că acolo jos o să mâncăm ceva. Zis, bine, cred că... Credeai că e un restaurant? Nu crea restaurant, dar zic, poate nu s-a exprimat greșit, poate am înțeles eu greșit, poate engleza lui cu engleza mea nu sunt pe aceeași lungime de undă. Și am ajuns noi pe la vreo 10 metri, după care ia un arici de mare, îl face pe din două. Ariciul de mare are un... miez, așa, portocaliu. Taie și miezul ăla pe din două. Și... Cât e? Cam cât... Nu e cât ariciul cam nostru așa, românesc. Cam așa. E nevertebrată. Da, da. Simplu da. Mai puțin când îl taie și pe din două. În două, s-aruncă mace, ceva are sau nu? Nu, cred că ai tot. Ăla e tot conținutul. Și e o bucățică, așa, portocalie. E o mică nucă de cocos. Mică, da. Deci a dat, la un moment dat... Deci nu erai cu mască? Nu, cu mască, cu piesă din aceea de respirat. Și a dat piesa la o parte, a băgat jumătatea în gură și, normal, am făcut și eu la fel. Ce să mai a fost? Ai înghițit cu apă de mare? Cu o gură de apă de mare. Sărată, da, de la navea sare, era bine, da. Da, a fost și ți-a plăcut sau? Da, a fost foarte bun. Sau, mă rog, ideea, numai ideea că mănânci în oricum, burta mării, știi? Ca să... citez un scafandru profesionist, sub apă îți e de ajuns ca să mori o singură respirație. Da. Da, da. Și faptul că ne-am dat la o parte deliberat, deliberat piesa de respirat și am băgat un pic de apă de mare și cu ariciul ăla, a fost ceva destul de... Da. Uite că ai un destin interesant, știi? Că ai crede, cauți cu tot din adinsul să pățești ceva în fundul mării, în înaltul cerului, sau pe motocicletă. Că a fi motociclist în România este un ceva... e mai periculos ca în avion, pentru că la gropile care sunt pe străzile românești, serios, eu mă gândesc cu groază, știi, la ideea de... ce accident se poate întâmpla? Și șoferii nu s-au obișnuit, în fine. Nu chiar așa, nu. Lucrurile se schimbă în bine. Dacă înainte mai des aveai parte de șoferi care nu te observau în trafic... Acum sunt atenți. Acum sunt mai atenți și îți fac și loc la semafor. E așa o înțelegere. Bine, le e frică să nu pățească ei ceva dacă te bagă sub cauciucuri. Da, dar când stau la semafor... E la latitudinea lor să te lase sau nu. Și de obicei te lasă. Totuși stau să mă întreb, de ce cauți tu aceste sporturi extreme într-un fel? E că și, bine, motociclul nu am motocicl, dar și să cobori în fundul mării și e o formă de terapie, să uiți de meseria de chirurg este, cum să spun, una dintre cele mai periculoase, pentru că cred că te-am povestit de prietenul meu, Ciubotaru, care e chirurg pe creier și pe șirea spinării, în fine. Și mi-a spus că în timpul operației face tensiune 22 cu 15. El sau pacientul? El. Pur și simplu. Pentru că o mică, la micron de nu știu ce, o mică greșeală poate să
să se termine operația înainte de termen. Acum, nu operez pe creier, operez la ficat, nu? Sau, mă rog, da. La... Chirurgie generală, chirurgie generală, chirurgie hepatobilio-pancreatică, chirurgie oncologică. Și aici există, nu? Nu știi niciodată cum reacționează pacientul, nu? Sau ai o ca la, ca la orice operație, știi când încep, nu știi când se termină. Planul, cu cât îl faci, cu cât e operația mai complexă, cu atât faci planul mai amănunțit. Pentru ca lucrurile variabile să fie cât mai reduse. Sunt și medici în România care operează, unii sunt chiar mai talentați decât aia din Occident. De la acel accident în care ai scăpat cu viață, ai avut noroc, că ai avut noroc totuși. Mare. Nu? Și nu înainte și de noroc, ai... pot să spun că m-a ajutat Dumnezeu. Da, te-a ajutat Dumnezeu. E clar că te ajută destinul Dumnezeu, putem să-i spunem oricum. Doamna pe care ai ajutat-o atunci mai trăiește? Atunci, ficatul, evident că n-a mai ajuns la destinatar și da. Întreruperea traiectoriei noastre a însemnat și întreruperea traiectoriei pacientei respective către operație. În acele momente am făcut ceea ce trebuia să facă orice om care era în pielea mea și consider că fiind același om și după accident, nefericitul accident, nu m-am schimbat în mare parte. La 2 săptămâni am fost din nou în sala de operație și poate în condițiile astea în care alții poate ar fi luat-o ca vaca în lucernă, așa, eu mi-am păstrat locul, mi-am păstrat familia, a mai apărut o fetiță, Sonia, cea care are acum 3 ani. Deci, lucruri bune. Ești pus pe făcut fetiță. Mai să ne cânte o fetiță mai în vârstă la țambal, pentru că știu că ai o fată care a început o carieră muzicală. Sigur, nu are nicio legătură, doamna da, e dintr-o veche familie de lăutari. Își dă silința și pot să spun că atunci când sunt la colțul străzii, la două scări distanță aud cum repetă. Vecinii cred că sunt îngroziți, stresați, dar îmi pare da, rău. Poate datorită. Îmi cer scuze cu ocazia asta. Hai să auzim pe doamna cântând. Da. Pe ceață, pe negureață, pe ceață, pe negureață, măi, haide!
Ia-uzi! Dă-mi drumul până la Chindie, dă-mi drumul până la Chindie, că-ți aduc o herghelie, că-ți aduc o herghelie. Oh, ți-aduc mama căilor și tata cârlanilor și tata cârlanilor mai. Oh, 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 ți-aduc mama căilor și tata cârlanilor și tata cârlanilor mai. E foarte interesant ce spui cu... La ce cântă ea? Cântă din voce. Voce și da. La ce instrument? La pian sau la a ce? A cântat și la pian, dar acum l-a lăsat un pic în urmă. Uh-huh. Uh-huh. Da. Și are ambâț de artistă? Da, are ambâț. Încurajați chestia are, asta? Îi încurajez. Uh-huh. În măsura în care își dorește și ea. Uh-huh. Ea își dorește. Uh-huh. De exemplu, cred că are o melodie reușită pe YouTube. Uh-huh. Snowman. Uh-huh. Uh-huh. Poate că are mai multe. Și e important că are o preocupare care o ține departe de lucruri bine, rele muzica, care pot să intervină la... Muzica e o chestie extraordinară. În primul rând că ajută un copil, îl face mai inteligent. Una îi dă o șansă să aibă o fericire care îi vine de la Dumnezeu, știi? Că muzica e venită de la Dumnezeu. Ca tot ce ține de artă, de altfel, știi? E mai trist dacă... Sigur, are ambiții mari și nu îi zbândește, știi? E o chestie, știi? Ea a zis așa că vrea să fie medic veterinar. Opa! Da, pentru că avem pisoi, și să avem... cânte în așa, timpul liber. Și da, o cântată. Ah, bun, e bine asta, că nu e disperată să... Da. Da. Vrea să fie medic veterinar pentru că iubește animale. Da. Un medic uman pornește de la ideea că iubește omul sau că vrea să câștige? Că e o meserie bănoasă, totuși. Cu siguranță că un medic uman pornește la ideea că iubește omul și că cel mai mare bine care poate să îl facă e să-i redea sănătatea. Mm-hmm. Cel puțin în ce ne privește pe noi chirurgii, oferim sănătate cu mâinile. Da. În Evul Mediu existau doctori, se chemau medicii fără de arginți, înainte chiar de Evul Mediu. Și când i-am spus cuiva că ești invitatul meu, mi-am zis, măi, zice, asta e o figură, zice, știi că operează de multe ori și oameni care n-au bani și oameni sărmani, știi? Cunosc mai mulți medici, prieteni de-ai mei, care fac chestia asta, nu operează pentru că ăsta e bogat sau că are funcție politică, ci face meseria, nicio problemă, dacă omul sărac se bucură că l-a făcut bine. Și eu zic, domnule, este, da, zic, e chestia aia cu medici, doctor fără de arginți. Așa. Zic, și eu sunt un poet fără de arginți, că fac repede banii praf și totdeauna mă pipă la buzunare și nu-mi dau seama unde dispar banii. Am operat niște pacienți pro bono ca un început al colaborării mele cu Spitalul Medicover. A fost o idee comună a mea și a celor de la Medicover. Urmând, poate să o continuăm, în momentul în care lucrurile se vor pune cap la cap în același sens. Soția ce face? Soția este medic cardiolog. Ai văzut, fetele de la mine, de aici, de la restaurant, credeau că ești nensurat. Își făceau iluzii. La spitalul de urgență? La spitalul de urgență, de urgență. Da. Ai cunoscut-o după ce a devenit medic sau înainte? Nu. Hai zic, cum ți-ai cunoscut nevasta? La facultate a fost un curs introductiv. Și la cursul ăla introductiv erau invitate toate seriile. Și cum am uitat eu așa, aveam o vedere mai de ansamblu, că stăteam mai sus. Zic, da, zic, da. Ai cercetat mai multe paciente și ai găsit Am avut așa o privire de ansamblu, în urma căreia am zis, da. Cred că
Ea e. N-am zis cred că ea e, am zis cred că trebuie să vorbesc cu ea. Da. S-a terminat ora și ai agățat-o, cum se zice, sau? Da, sau a simțit și ea că ți-ai pus... Nu, ea n-a simțit. Nu, ea n-a simțit, dar... De obicei, noi bărbații avem ideea că femeile ne aleg pe noi e o teorie. Că, de fapt, ele ne lasă să credem. Bine, că de ce noi e teoria asta? Și... Pentru că, dacă te uiți la filmele astea de Discovery, așa, găinușa care vin cocoșea, țopăie, nu știu ce, și asta ea e mai urât, așa, toți cocoșii ăștia sălbatici, au pene, au nu știu ce, nu mai goi. În fine, toate sorile de păsări astea, bărbătușii sunt mult mai colorași, nu știu. Și tot soiul de dansuri, nu știu, asta mai cenușie, se uită sceptic, așa, știi? Și până la urmă ea alege. Da. Deci la femei zici că nu e așa. Sau în cazul tău. În ce mă privește, am... Tu ai ales. Intrat în vorbă cu ea? Cum? Da, zic tehnica. Mai învață unii studenți la medicină. A fost de mult. Dar nu mai ți amintești. A fost de mult, dar lucrurile... Deci când s-a terminat ora respectivă de... sau ce era? Dar nici nu cred că am intrat în vorbă imediat cu ea. Nu? Deci ai ochit-o, ai băgat-o în computer. Da. Așa, și până la urmă ai reușit să vorbești cu ea. Da. Și cât a durat... dansul? Păi, a durat ceva. Da? Un an, a doi? Ceva. Până într-un an. Până într-un an. Da. Și te-ai și însurat? Nu. Ne-am căsătorit după ce am terminat facultatea, da. Și ne-am mutat împreună în momentul în care mi-a rupt piciorul, căzând cu motocicleta. Ah, deci vezi, ca să vedeți ce înseamnă destinul unui om, știi, din accidente, dintr-un accident s-a mutat și s-a însurat, dintr-un accident a devenit celebru în toată România. Ia mai băgați, doamnă, la țambalul ăla. O damigeană și un pahar și cu un lăutar aș petrece așa până la ziua. O damigeană și un drachiu neică, stai că viu, mai aproape de tine să fiu. O damigeană și un pahar și cu un lăutar aș petrece așa până la ziua. O damigeană și un drachiu neică, stai că viu, mai aproape de tine să fiu. Ia-uzi! Unde-i paharul? Dați-mi paharul, vreau să chefuiesc. Unde-i paharul? Dați-mi paharul, vreau să chefuiesc. Ia de bea, sărmane, gând, că mâine te faci pământ, bere, îți ui că vin aș bea. Ia de bea, sărmană, gură, că mâine te faci țărină, bere, îți ui că vin aș bea. Ia de bea, sărmană, gâte, că mâine te faci pământ, bere, îți ui că vin aș bea. Ia de bea, sărmană, gâte, că mâine te faci pământ, bere, îți ui că vin aș bea. O damigeană și un pahar și cu un lăutar aș petrece așa până la ziua. O damigeană și un rachiu neică, stai că viu, mai aproape de tine să fiu. Unde-i paharul? Dați-mi paharul că vreau să chefuiesc. Unde-i paharul? Dați-mi paharul, vreau să mă refuiesc. Unde-i paharul? Dați-mi paharul, că vreau să chefuiesc. O să revin la meseria pe care o practici cu mare succes. Am aflat că de curând ai devenit președintele medicilor care... Agenției Naționale de Transplant. Judecând eu ca țăranul așa, această meserie a transplantului
era practicată și de bunicul meu, care era grădinar, era un mare grădinar, Gheorghe Badea îl chema, și care, mă rog, mi-a marcat destinul, într-un fel că de la el am învățat să gătesc. El lua părul și altoia pe umăr. Știi că e o câte românesc așa de asta, într-o vară de Crăciun mâncai pere dintr-un prun. Poți să mănânci pere dintr-un prun, pentru că un grădinar bun ia cuțitașul ăla de altoit și ia o creangă de aia, o altoiește pe mărul pe prun și facem prunul mere. Oamenii au aflat mai târziu de chestia asta, medicii, decât grădinarii, nu? Sigur că încă nu s-a ajuns la performanța de altoi capul lui Iohannes pe trunchiul domnului din Alexandria. Nu, că ar fi ceva foarte interesant. Și politicienii ar trebui toți operați, mai ales la cap. Când sper că într-o mie de ani se va ajunge la acest lucru, nu? Cred și că vom transplantul, avea... transplantul de cap cred că este ultimul lucru care trebuie făcut, pentru că se pierde mult din identitatea receptorului, din da? Identitatea donatorului. Nu, nu rămân... Pentru că practic, nu mai știi care cine e. Da. Mă gândeam că totuși în creier rămân toate informațiile și nu sunt stocate în creier. Ba da. Și în clipa în care ei reteza capul alea dispar, nu o să știe. De principiu, ca și la orice alt organ, dacă organul respectiv este perfuzat adecvat și este imediat oxigenat, rămâne intact. Poate să-și păstreze viabilitatea. Mm-hmm. Asta e principiul, practic, al oricărui transplant de organe. Mm-hmm. Trebuie să-l scoți din corpul donatorului, mm-hmm, să-l păstrezi viabil cât poate el să reziste, după care să-l pui în corpul receptorului. Dar astea sunt povești că în clipa în care un om cu probleme la inimă și ia inima unuia care a avut un accident, care era un om liniștit și melancolic, și ăsta bolnavul era nervos și nu știu, în clipa când i s-a pus inima răposatului, a devenit și el melancolic și mai liniștit, crezi? Sau e o poveste asta? Cred că e și multă poveste în jurul ideii, mm-hmm, de transplant, și asta e o poveste care... Mm-hmm. Mm-hmm. Pentru că există două posibilități. Sunt părinți care nu vor să-și dea organele copilului să fie, că îi se pare o chestie cumplită, el trebuie îngropat creștinește cu organele lui, și sunt unii care se iluzionează că luând inima copilului, o mamă plantând inima copilului ei în pieptul unuia suferind, el trăiește această chestie. O parte din copilul da. Lui trăiește, da. Ei trăiește mai departe și în felul ăsta... Că genetic s-ar putea să existe o... să aibă nu numai creierul, să aibă memorie, ci și alte organe, nu știu, să... Nu? Sau ne iluzionăm? Nu știm totuși. Una peste alta trebuie să recunoaștem un lucru. Donarea de organe este un gest de un altruism profund, iar înțelegerea acestui lucru de către populație duce la salvarea de vieți. Oameni care altfel ar fi murit sunt salvați, da, poate să-și ducă viața mai departe prin acest transplant de organe. E o tehnică contemporană, practicată peste tot, și ea ajută oamenii să-și ducă viața mai departe, oameni care altfel ar muri. Da. Totul în transplantul de organe trebuie să pornească de la ideea că sunt niște oameni care așteaptă, niște oameni cu niște boli foarte grave, care așteaptă un transplant pe o listă de așteptare. Trebuie să știm că acea listă de așteptare are o mortalitate, adică oamenii în așteptarea unui organ mor dacă nu-l primesc, iar în momentul în care populația va înțelege altruismul gestului de a dona, în acel moment consecutiv unei creșteri a numărului de donatori, va scădea și acea mortalitate pe lista de așteptare. În momentul de față putem fi optimiști, deoarece există o creștere a numărului de donatori semnificativă în ultimele luni. Condiția vieții lor se îmbunătățește, adică ei nu mai sunt dependenți de pentru rinic de dializă,
pentru fica de spitalizări prelungite, pentru cor de asemenea de spitalizări prelungite. Mă gândesc dacă acești oameni care sunt suferinți și sunt în pragul morții, pentru că nu găsești imediat ficatul sau rinicul sau ce mai, sau inima, în clipa în care el readus la viață, rămâne probabil recunoscător doctorului, nu? Că trăiești un miracol, începe să trăiască altfel, dacă își schimbă viața sau nu. Știți de destinele unor asemenea pacienți? Viața și-o schimbă în sensul că sunt mai integrați social, în sensul că nu mai sunt dependenți de ce ziceam înainte. Pentru ei, ca să o spun plastic, prin vorbele unui pacient care a primit un transplant, primesc o nouă viață. Da, păi, dar e reală chestia. Dar mă gândesc dacă ei conștientizează și sunt recunoscători sorții, medicului în primul rând, dar și sorții și destinului și nu ca... Cu siguranță conștientizează, pentru că observă diferențe. Observă că înainte abia se putea deplasa să urce 2-3 scări și după aia ieșea în parc cu copiii. Da. Primesc din partea multor oameni gânduri bune și asta... Ca și înainte, de altfel, mă obligă să întorc acel bine către cine îmi sunt cei mai la îndemână, pacienții mei. Sunt mulți pacienți care îmi spun, ați scăpat ca să ne ajutați și pe noi. Mulțumim, Selgros, pentru verdețurile pe care le-am băgat în pui. Mi-a făcut mare plăcere că te-am întâlnit. Sper să ne mai revedem. Și poate odată o aduci la emisiunea mea pe fata... Dar dacă începe să inventeze ceva muzică care să leagă cu emisiunea mea. La mulți ani! La mulți ani! Mircea Dinescu mi s-a părut un om deosebit și mă bucur că am avut ocazia să stăm la aceeași masă. Selgros te invită și săptămâna viitoare să degusti o mâncare delicioasă alături de o discuție savuroasă. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.